Conference of Romania national team. Together with us it is Răzvan Marin and head coach of Romania, Mirel Rădoi. Bună seara, vă mulțumim frumos pentru prezența la conferința de presă a echipei naționale de fotbal a României, premergătoare partidei cu Islanda de mâine. Îi avem alături de noi pe Răzvan Marin și pe selecționerul Mirel Rădoi. If there are any questions from the home media, we will start with them. If not, we will start directly with the questions from the Romanian media present here. So my name is Sabin from the Icelandic media footballteam.net. I was wondering what's your thought on the Icelandic team? Just overall. Question for Răzvan Marin or for the head coach? For the coach. Hello. In our opinion, it will be a tough game for tomorrow evening because in this moment there are two teams that from the middle to attacking they have like dynamic players, so I think in my opinion that there will be a lot of chances for both of teams, and I think the winner tomorrow evening will be the one that the defensive organization will be better. And also for the coach, who do you think is the key player in the Icelandic team now? I'm the coach. I have to respond again, right? Yeah. Okay. Last year was Sigurdsson, but now because he's not in the squad, I think with the new coach coming from under 21, even the key of the game they're changing, even the strategy of the game, the system of the team they're changing, and in my opinion it's better team than last year now. Even if they have a lot of young players, always, even if it's first minute of the game or the last minute of the game, they try to create the pressure under the man with the ball. And for us it will be difficult because we are a team that we like to create, to start with the ball down in the feet, and we will be tomorrow under pressure. But I think the team of Iceland is strong. We cannot say about one player now because they are a very good team. Hi, my name is Ella from Wolf TV. Question for Iceland. Last year, 2-0 and 2-1. What do you have to do better tomorrow than you did in October? Yeah, I don't know. It's difficult to say. It's true. Last year we lost here, so yeah, we came here to do our game, to make our game better, and to try to win the game. I think we need to create more chances, to be more consistent during the game, and in the end, I hope we're gonna win. If there are no more questions from the home media, thank you very much. Thank you. Răzvan, ai devenit unul dintre cei mai experimentați jucători de la Național. Cum te simți? Da, chiar mă uitam pe lot când am venit și înainte să vin și cred că sunt al treilea acum cu cel mai multe prezențe la Națională. Într-un fel mă bucur, dar sper și îmi doresc ca toți jucătorii tineri care au venit acum să se adapteze cât mai bine și cât mai repede, pentru că avem nevoie de ei și, nu știu, sperăm cu toții ca să facem o treabă bună în aceste trei meciuri și nu numai. Profităm acum de situația asta pe care o are Islanda și trebuie să-i bată cu... Nu știu, noi în primul rând trebuie să ne gândim la noi, că dacă noi nu ne facem treaba și nu încercăm să punem în practică ceea ce pregătim la antrenamente, ne va fi greu. Așa că totul depinde de noi. Dacă noi vom fi bine și vom încerca să facem ceea ce am pregătit, cu siguranță vom obține un rezultat pozitiv. Te-a motivat și mai mult faptul că uite, am stat acasă la Euro și poate te-ai simțit într-un fel mai neplăcut și acum dai totul ca să mergem la Mondial? Bineînțeles, da. Și atunci cred că s-a dat totul pe teren ca să
să mergem la european, adică din păcate atât s-a putut anul trecut și sper că anul acesta să ne luăm o revanșă, ca să spun așa, și să câștigăm. Vidarsson a spus că știe absolut totul despre jucătorii noștri, știe unde joacă, cum joacă, știe cine este tatăl fiecărui jucător român. Ce zice Petre Marin despre asta? Ce zice Răzvan Marin, bineînțeles? Foarte bine, cred că și Mister e la fel de pregătit cum este și selecționorul lor. Nu știu, cred că fiecare selecționer când își pregătește lotul și așa mai departe, se informează foarte bine în legătură cu toți jucătorii, ceea ce pentru mine este un lucru normal. Ce spun eu, nu știu, foarte bine, dar cum am spus și mai devreme, depinde totul de noi, pentru că noi suntem în teren și... Noi nu am spus-o ca pe o glumă, am spus-o destul de... Într-un mod serios. Da, păi da, cum am spus, e normal să facă treaba asta, nu știu, după părerea mea. Asta cu, na, să știi și numele părinților și așa mai departe, nu știu, dar cred că orice selecționer își pregătește foarte bine adversarul și analizează foarte bine adversarul. Nu ai jucat în octombrie 2020? Joci acum? Nu știu, Mister aici. Și dacă vei juca, cum vei intra? Cum vei intra vedere? 200% motivat ca să câștigăm, să începem bine aceste trei meciuri, dar cred că partida de mâine este cea mai importantă. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv și sperăm ca la finalul acestor meciuri să avem un maxim de puncte. Anul trecut ai stat pe bancă se vede altfel meci, mai analitic, îți dai seama de lucruri pe care pe teren poate nu le vezi, aproape ca un antrenor. Islandezilor le lipsesc 6 titulari de anul trecut, 6 jucători foarte importanți, le lipsesc și cele 3 rezerve care au intrat anul trecut. Cum vezi Islanda acum? Nu știu, cum a zis și Mister mai devreme, e cu totul și cu totul o altă echipă. Islanda tot timpul a avut un grup foarte puternic și s-a bazat, cred că, mai puțin pe calitatea individuală. Bineînțeles că avea jucători de calitate care, probabil, în anumite momente cheie puteau să facă diferența. Nu știu, eu de sus, nu știu, era greu, adică e greu să spun ceva, pentru că e altceva când joci, simți altceva când joci și așa mai departe. Nu știu, sper că... Ce a fost în trecut, a fost în trecut și mâine să ieșim învingători. Mulțumim frumos! Am fugit! La revedere! Reykjavik, după un an, același oraș, același hotel, același stadion și același scor, sau facem ceva să fie altfel? Am și aceeași cameră. Bună seara. Serios. Și aceeași cameră. Nu știu, va trebui competiția diferă, dar chiar l-am spus jucătorilor, în momentul în care a avut loc tragerea la sorți, mi-am dorit Islanda. Personal, nu știu dacă și ei, dar cred că voi reuși până la ora jocului să-i fac să înțeleagă importanța meciului și cu siguranță că pentru mine personal este o revanșă și va fi și pentru cei care au fost anul trecut aici. Adică, în contextul actual, am rămas acasă la european, vrem să mergem la mondial. Cred că totul s-a rezumat la această propoziție și pentru mine și pentru ei. Ce ar însemna o victorie pentru noi? O victorie de moral, înainte de toate, pentru că, așa cum ați sesizat și voi, este o echipă tânără, dar așa cum și Răzvan a spus că este printre jucătorii cu cel mai multe convocări, este datorită faptului că a debutat foarte tânăr. Ca și colegii lui de la această convocare, această selecție, în timp și ei vor face selecții și vor fi cu foarte multe selecții la o vârstă fragedă pentru că au fost convocați de tineri.
Asta înseamnă că au calitate, au demonstrat ceva. Pentru unii poate părea și o mână de încredere, dar nu facem doar după acest criteriu. Dar sunt sigur că mâine seară jucătorii care vor intra pe teren vor trebui să arate ceva mai mult decât am făcut-o acum un an în primele 30 de minute. Pentru noi important va fi cum vom gestiona după minutul 60, pentru că de acolo încep să apară probleme pentru Naționala Islandei. Va trebui atât jucătorii care vor intra la început, cât și cei care vor intra pe parcurs să menținem același ritm, pentru că în ultimele 8 partide disputate de Islanda încearcă să mențină același ritm din punct de vedere fizic, iar pentru noi până acum cel puțin a apărut o problemă, pentru că nu am putut să ducem din minutul 1 până minutul 90 același ritm, aceeași intensitate, chiar și pe rapoarte, poate chiar și ochiometric. Am avut două găuri, era din minutul 30 până minutul 42, prima repriză 12 minute, după aceea din minutul 65 până minutul 75, alte 10 minute în care nu reușim nici fizic și normal, odată ce obosim, nu mai avem nici calitatea tehnică și pierdem foarte multe mingi în aceste intervale. Ce ar să nu știu, în momentul de față chiar nu mă gândesc și nu accept. Vom vedea după meci dacă acest lucru se va întâmpla, care vor fi calcule. În momentul de față nu acceptăm înfrângere și cred că nici băieții. Dar nu sunt doar eu în situația asta, nu am fost și nu voi fi. Sunt sigur că cine se află în fața dumneavoastră din postura asta mereu va fi așa. De foarte multe ori sperăm ca aceste critici care vin să ne și ajute cu o idee sau pe noi, ca antrenor să ne trezească, să spun așa, dacă involuntar, pentru că de asta sunt sigur că nici un antrenor în poziția mea nu a făcut ceva voluntar sau intenționat ca să, nu știu, ca performanța echipei să fie scăzută. Cum la fel de bine nu cred că au fost sau o să fie antrenorii a echipelor naționale care poate să fie implicat în alte lucruri decât selecția normală pe valoarea jucătorilor. Dar e normal, e cel mai dorit post, așa că nu cred că asta ar trebui să fie presiunea noastră. Presiunea noastră ar trebui să fie aceea rezultatelor și a jocului, consistența jocului, după care urmează rezultatele. Cel puțin pentru mine și stafful meu așa stau lucrurile. Important este cum ajungem la ora jocului, indiferent de miza unei partide, cum abordăm meciul, cât de mult încercăm să-l controlăm și după aceea, evident că în consecință trebuie să vină și rezultatul. Voi mă știți și cum am fost ca jucător, mă știți cum sunt și ca antrenor. Mulțumesc lui Dumnezeu, am o situație financiară destul de bună, stabilă, în care nu știu cine ar putea să intervină cu ceva să poată să măcar să mă facă să mă gândesc la alte lucruri decât valoarea jucătorilor sau felul cum gândim noi despre acest pachet de meciuri, cele trei meciuri. Nici de cum alte lucruri. Apar n-am dacă mă întrebați acum cine sunt impresarii, jucătorilor, de unde vin impresariilor, cunoștințe apar nu am. Nici nu am stat de discuții, nu am avansat discuții, nimic. Totul a fost refuzat din prima, ca să nu fie niciun fel de problemă, pentru că ei știu în momentul în care apelează la un antrenor sub contract, trebuie să o facă direct, să adreseze direct federației și nu mie. Atâta timp cât este acea clauză. 7 puncte v-am mulțumit. Mi-e greu să zic 6, 7, 9, pentru că mă interesează partida de mâine seară. După aceea vedem fiecare partidă luată în parte, dar partida de mâine seară este cea mai importantă, nu neapărat că este prima, și faptul că avem de luat o revanșă, eu cred că poate fi și din punct de vedere mental un mare avantaj pentru noi dacă reușim să câștigăm mâine seară pentru partidele ce urmează și nu mă refer doar la cele două cu Liechtenstein și Macedonia de Nord și cele două duble din octombrie și noiembrie. Mai ales că suntem un lot tânăr și e clar că în momentul în care întâmpinăm probleme, neavând mare experiență, nu putem gestiona foarte bine lucrurile. Dar în momentul în care putem să conducem ostilitățile partidei sau jocul să fie unul care ne dă încredere, atunci e clar că și din punct de vedere mental, jucătorii poate să abordeze mult mai relaxați partida. Aceeași întrebare ca Răzvan. Știi și tu totul despre... Nu știu cum îi cheamă pe copii și câți copii au, dar știu pe toți jucătorii. Știu calitățile lor și e normal. Doar că
în timpul unei ședințe sau înaintea unui meci, nu ai cum să dai foarte multe informații jucătorilor. De cele mai multe ori, cred că undeva la 60-70% din informațiile pe care le acumulezi despre adversar rămân la tine. Pentru că în momentul în care încerci să ții o ședință, e clar că după 12-15 minute fiecare jucător își pierde concentrarea. Și atunci vorbești degeaba. Trebuie să vezi cât de multe informații le dai într-un timp relativ scurt ca să poată să fie cât mai exact. Cred... Nu sunt făcute de mine minutele astea, sunt statistici făcute în care ne putem pierde concentrarea după 15 minute. Evident că poți face nu mai mult de două ședințe cât timpul unei zile. Sper și el să aibă nevoie de timp atât cât am avut și eu, adică. E o confruntare între doi selecționeri tineri care încearcă să reconstruiască ceva și să creeze ceva. Au timp? De exemplu, câte antrenamente în formula completă ai făcut înainte acestui meci? Unul singur. Ieri dimineața, da. Este suficient? Nu este, dar trebuie să ne raportăm la lucrurile astea, nu avem ce face și atunci noi avem, practic, mult timp la dispoziție înainte pentru a ne pregăti, analiza, structura antrenamentului, exercițiile. De multe ori se schimbă în funcție de starea de oboseală a jucătorilor sau dacă avioanele au întârziere. Unii, în loc, de exemplu, de 7 ore, ajung la Mogoșaia după 9-10 ore, au avut anumite întârzieri, nu mai ajung la ora de antrenament sau, mă rog, apar alte lucruri. Dar sunt sigur că asta nu se întâmplă doar la Naționala României, se întâmplă la toate naționalele. Ca să revin la acea comparație între cei doi antrenori, mă bucură faptul că în continuare și el are parte de susținerea Federației, pentru că am văzut meciurile pe care ele au avut la Under-21, toate meciurile, și a schimbat sistemul de joc, mentalitatea jucătorilor. Nu mai au acel joc de așteptare, sistemul de joc, sunt foarte agresivi. Nu am văzut Islanda nici măcar la campionat, când au participat la campionatul mondial, să aibă o reacție după pierderea mingii cum au cu nouă antrenori. Și aici cred că sunt meritele lui și ale staff-ului. Integrarea jucătorilor tineri a avut loc la fel ca și a noastră, câte 2-3, nu foarte mult, alături de jucătorii cu experiență, au jucători tineri. E clar că și ei trebuia să schimbe această strategie, pentru că nu mai au jucătorii foarte puternici pe care i-au avut. Și aici pot să mă refer la Gunnarsson, la Bjarnason, Skulason, care au jucători foarte puternici, în duel 1 contra 1, cu inteligență tactică defensivă foarte bună, și atunci, apărând acei jucători calitate și dinamică bună, e clar că trebuia să schimbe oarecum și ei strategia. Cred că e normal. El trebuie să califice Islanda la mondial. Nu știm asta. Când se termină contractul. Și tu ar trebui să califici România la mondial. La noi știm asta, la ei nu știm asta, dar care ca obiectiv calificarea la mondial, poate. Strategia Federației Islandeze este alta. E adevărat, în momentul în care, v-am spus, în momentul în care am fost instalat, trecând de la Under-21 către echipa mare, e clar că lucrurile sunt la un alt nivel. Rapiditatea jocului, intensitatea duelurilor, inteligența jucătorilor, forța, ritmul de joc, pentru că sunt 3 partide, toate lucrurile diferă. Și atunci, procesul ăsta de integrare a jucătorilor e foarte complex. Trebuie făcut foarte rapid și atunci riști ca unul din cele două lucruri să nu meargă cap la cap. Ori rezultatele, ori un joc spectaculos. Noi am riscat oarecum să le facem pe amândouă, dar mai mult, prin prisma primului factor, acela de a juca cât mai spectaculos și de a încerca să ne creăm cât mai multe faze, să avem cât mai multe faze de poartă construite de la portar. Să sperăm că mâine seara este timpul să adunăm și puncte. Vreau să câștigăm mâine seara. Și noi. Mâine seara. Toți vrem asta, dar dacă nu vom câștiga, dacă nu pierdem, să pleci înainte de sfârșit? Nu putem vorbim de lucrul ăsta înainte de o partidă. Adică, care e optimismul nostru? Avem timp să vorbim
mâine seară după meci, cât de greu a fost după ce am câștigat partida. Vă mulțumesc pentru prezență, seară bună!